Unghiuri. Aplicații, partea 1. Ne propunem să identificăm cu ajutorul raportorului măsura unghiurilor AOB și MNT din figurile de mai jos. Pentru a identifica măsura unghiului AOB, procedăm astfel. Așezăm vârful O al unghiului AOB în centrul raportorului. Apoi, spre exemplu, latura OA, astfel încât aceasta să se poziționeze pe cadranul raportorului în dreptul diviziunii ce indică 0 grade. Cealaltă latură, OB, ne va indica pe cadranul raportorului un număr ce va reprezenta în grade măsura unghiului AOB. Observăm că acest număr este 150. Știm că de obicei unghiurile se măsoară în grade sexagesimale. Așadar, pentru unghiul AOB, măsura acestuia este 150 de grade. În mod similar, procedăm pentru a identifica măsura celui de-al doilea unghi din figurile noastre, anume unghiul MNP. De data aceasta, vom așeza în originea raportorului vârful N al unghiului MNP. Latura, ca în figură NM, se poziționează pe cadranul raportorului în dreptul diviziunii ce indică 0 grade. Cea de-a doua latură va indica pe cadranul raportorului nostru un număr ce reprezintă măsura în grade a unghiului MNP. Constatăm în această situație că numărul respectiv este 60. Vom scrie, deci, că măsura unghiului MNP este egală cu 60 de grade. În continuare, ne propunem să măsurăm, la fel cu ajutorul raportorului, unghiul format de aripile acestui avion din imagine. Pentru aceasta, vom desena în continuare unghiul format de aripile avionului pe care îl notăm și apoi îl măsurăm folosind raportorul. Cu roșu am evidențiat unghiul AOB, având vârful în O, unghiul format de aripile avionului nostru. Pentru a măsura acest unghi, folosim raportorul pe care îl așezăm cu centrul în vârful unghiului AOB, fixând una dintre laturile unghiului nostru, ca în imagine, spre exemplu OA, în dreptul poziției 0 grade de pe raportor. Cea de-a doua latură, OB, așa cum se observă, ne indică pe raportor un număr care va reprezenta măsura în grade a unghiului nostru. Acest număr fiind 150, scriem că unghiul AOB are măsura egală cu 150 de grade. În consecință, unghiul format de aripile avionului din imagine va avea măsura egală cu 150 de grade. Vă mulțumesc și sper ca lecția să vă fi fost de folos. Vă aștept la o nouă întâlnire. La revedere!